Până acum, campania de vaccinare în Lăcustene a fost un succes, iar primarul Cosmin Bocșaru susține că se va organiza ori de câte ori este nevoie. Rata de vaccinare din localitate a trecut de 40%, iar tot personalul primăriei este vaccinat. Doamne, să știți că noi ne-am tot organizat. Am permanent, am dus o campanie de discuții cu oamenii, pentru că noi suntem primii care intrăm în contact cu oamenii. Am organizat chiar un centru de vaccinare în centra primăriei, la noi. Avem doi medici de familie care vaccinează. E centrul la Bălcești, unde le-am spus la oameni unde pot să meargă. Eu cred că totuși, pe tot în comună la noi, la Lăcustene, stăm bine cu rata de vaccinare. Iar incidența am văzut că este cât de cât ținută sub control. Cosmin Bocșaru consideră că vaccinarea este singura soluție pentru a încheia pandemia și îndeamnă localnicii să meargă în continuare la centre. Trebuie să înțelegem că în momentul de față trebuie să ne vaccinăm. Este singura soluție acum pentru a putea depăși această situație care e la nivel mondial, nu numai la noi în țară. Din păcate am văzut și o spun cu mare părere de rău, am văzut în prima țară din lume, vorbesc din nou, din lume, care sunt într-o situație extrem de critică. Nu știu de unde și cum s-a ajuns în situația asta. Probabil și guvernul trebuia să asigure mai din timp de acest val și poate va mai urma un val, nu știu. Dar bănuiesc că da, cu o mai bună organizare, o mai bună înțelegere între guvernanții noștri, am fi putut să depășim momentul mult mai ușor. Să lăsăm un picuț chestiile personale și politice și să ne gândim un picuț la cetățean, omul de rând, la care din 4 în 4 ani mergem și ne cunoaște atunci și ne rugăm și îi spunem că facem și după aia uităm să mai dăm de acolo. Momentan, cei care doresc să se vaccineze o pot face la dispensarul medical din Lăcusteni sau la centrul de vaccinare din orașul Bălcești.